cele taine din pricina stricăciunii care era, a trebuit să se prefacă prin alți oameni care nu au asupra lor Sfântul Dar al Preoției, dar socotind că acești oameni nesfințiți, umblând prin ea, poate vor fi săvârșit oarecare lucruri necuvincioase, care ar aduce vreo întinăciune Sfintei tale biserici. Venim acum cu credință și o sârdie la tine, care ești adevărata curăție și sfințenie, și cu umilință ne rugăm. Caută cu ochiul tău cel milostiv și iarăși ne primește pe noi și curățește-o pe ea din tinăciune ce i s-a întâmplat și o arată plină de curăție și sfințenia ce a avut mai înainte, ca să putem înălța în ea jertfe curate și fără de sânge, căci numai tu singur poți sfinți pe cei ce își întorc inima către tine și a ne curăță prin noi cu totul de săvârșit, de sfatul viclean și de toată nepriceperea și îndoială. Sfântul noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește biserica aceasta cu hramul în cinstea Sfinților mai marilor voievozi Mihail și Gavril. Prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Este Doamne poporul Tău și binecuvintează moștenitul Tău. Cuvântul cel ce vine în numele Domnului, la Hristos, 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 Hrist